Bună ziua! Putem începe, da? Da. Stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, cei care ne ascultă, vă mulțumim pentru atenție. Mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlament, fracțiune PAS și sunt și vicepreședinte al Comisiei Economie, Buget, Finanțe. Astăzi o să descriu pe scurt un proiect de lege privind piața produselor petroliere pe care îl înregistrez, dar nu înainte de asta un pic de context. Ce se întâmplă în domeniu? În ultimele luni au avut loc creșteri istorice ale prețurilor internaționale la carburanți. De fapt, cea mai mare preț din cea mai mare cotație din ultimii 7-8 ani. Prețul la pompă crește în toată lumea. În SUA se înregistrează cea mai mare preț din ultimii 8 ani. În Marea Britanie prețul la pompă, de exemplu, se apropie de maximul istoric înregistrat în 2012. În Germania prețul la diesel a crescut în câteva luni de la 90 de cenți la aproximativ 1,60 €. Deci, evident, din păcate, acest salt uriaș al cotațiilor petroliere se răsfrâng și la prețurile la benzină și motorină în Republica Moldova. Consumatorii suferă și sunt nemulțumiți pe bună dreptate. Chiar dacă noi nu putem ca țară influența neapărat cotațiile internaționale, însă ceea ce putem să facem este să impulsionăm concurența și eficiența pe piață. Chiar dacă astăzi există acest preț plafon, preț maxim stabilit de ANRE, din păcate mai multe companii petroliere, în special aceste mari companii, refuză să concureze sub prețul plafon. În timp ce mai multe companii, în special mici, în special în zonele rurale, stabilesc prețuri de 30-40 de bani mai mici decât prețul maxim. Deci, asta e și scopul nostru, ca și stat, ca și legiuitor, să impulsionăm concurența și eficiența pe acest domeniu și iată, acest proiect de lege pe care îl voi descrie azi este un prim pas în acest sens. Noi propunem 4 măsuri. Unu, deci e vorba de introducerea unui moratoriu de 6 luni asupra construcțiilor stațiilor petroliere. Deci numărul excesiv de mare de stații petroliere duce evident la cheltuieli crescânde și la o presiune mai mare asupra prețurilor la pompă. De exemplu, Moldova are al treilea cel mai mic număr de mașini deservite per stații în Europa, după Grecia și Letonia. De asemenea, volumul comercializat de carburanți la o stație în Republica Moldova, în medie, este de câteva ori mai mic decât țările din regiune. De exemplu, la noi, în medie, se comercializează 1-2 tone per stație pe zi, în timp ce în țările în regiune, în România, de exemplu, se comercializează 5-6 tone. Deci, evident că este o problemă de eficiență și de aceea introducem acest moratoriu temporar, timp de 6 luni, iar în această perioadă, guvernul va stabili criterii mult mai stricte de construcția acestor stații. Scopul nostru nu este să neapărat să descurajăm activitatea economică în acest sens, dar să stabilim reguli foarte clare și stricte. Și asta ar trebui să se întâmple în 6 luni. A doua măsură, eliminarea taxei fixe pentru licența privind importul și comercializarea cu ridicata, taxa de fixă de 260.000 de lei anual. Deci, această taxă a fost introdusă, în părerea noastră, ca o barieră de intrare pentru importatori și, evident, reprezintă un obstacol pentru concurența liberă pe piață. În schimbul acestei sume fixe, se propune introducerea unei taxe de import de 10 lei per tonă. Deci asta înseamnă că întreprinderea sau agentul economic va plăti în funcție de cât importă. Și cum spuneam, această eliminare a taxei fixe va reprezenta un pas foarte important spre apariția mai multor importatori și mai multe concurențe. Se vorbește foarte mult timp de această măsură, dar iată, ea a fost mult prea întârziată. A treia măsură, majorarea de până la 10 ore a amenzilor aplicate companiilor petroliere pentru încălcarea legislației în domeniu. Deci, în acest moment, amenzile aplicate companiilor sunt de la 3.000 până la 15.000 de lei, în medie, spunem, cu 6.000 de lei, deci e o sumă totuși simbolică. În comparație cu veniturile de sute de milioane de lei anual pe care le înregistrează aceste companii și mai ales în comparație cu potențialele prejudicii pe care le pot aduce încălcarea regulilor de joc. Această măsură o propunem pentru a responsabiliza operatorii pe piață și pentru că aceștia să respecte regulile de joc și legislația în vigoare. Și patru, în ultimul rând, noi propunem interzicerea revânzării angro.
Amintesc că în 2017 Parlamentul a votat un amendament al deputatului Andronoche care a permis oricărui participant de pe piață să achiziționeze pe teritoriul țării produse petroliere spre a le vinde. Ce a dus asta? A dus la faptul că companiile mari și-au consolidat puterea odată ce pot vinde angro carburanți la alți operatori, alți concurenți pe piață. Și în acest timp, cumva numărul de importatori a scăzut, numărul de titulari de licență, de exemplu, a scăzut cu 40%, de la 37 de importatori de produse petroliere în 2018, la doar 22 în 2020. De asemenea, un alt aspect care această modificare l-a adus este că, de fapt, redacția actuală a legii privind produsele petroliere a permis oricărui agent economic să cumpere produse petroliere angro pe teritoriul țării și să le comercializeze mai departe, fără a exista un mecanism clar de control, fără a ști clar cum se comercializează aceste produse. Și aici, evident, majorează riscul de vânzări la negru a carburanților și care, evident, ar duce la pierderi pentru bugetul de stat. Și, iată, prin această prevedere care introducem în acest proiect de lege, să interzicem revânzarea angro, noi revenim la formula din 2018, deci vânzarea angro trebuie să se facă doar către consumatorii finali, deci ca să fie foarte clar. Agricultorii, companiile de transport, întreprinderile vor putea, desigur, în continuare achiziționa produse angro, însă în cazul în care vor fi consumatori finali. Reintroducerea interdicției revânzării angro ar stimula mai multe companii petroliere să importe carburanți din surse alternative și astfel se creeze un mediu concurențial mai dinamic. Deci, odată adoptat acest proiect de lege, noi credem că el va servi în primul rând consumatorii, pentru consumatori. Desigur, este important să aibă prețuri corecte și produse de calitate mai bună și pentru asta, desigur, e nevoie de mai mult concurență și eficiență pe piață. Asta este tot ce am vrut să vă comunic pe acest proiect de lege. Mersi mult, dacă sunt întrebări. Cum va influența prețurile? Adică dacă vă propuneți că prețurile cumva vor scădea în comparație cu ceea ce este acum și dacă nu se va repeta istoria primei variante de proiect, adică primelor modificări, în care ați vorbit că va fi preț mai clar, mai bine stabilit și oricum vedem situația care într-adevăr este dictată de ceea ce se întâmplă de piața internațională, dar cum ați spus, oamenii sunt mulți. Da, deci proiectul de lege înaintat de noi în august a avut scopul să clarifice modul în care se calculează acest preț plafon, da? Și să transparentizeze. Deci noi nu putem, fracțiunea PAS și Parlamentul Republicii Moldova nu poate să plafoneze cotațiile internaționale. Deci mecanismul de plafonare prețurilor a rămas același. Deci noi am spus că, în primul rând, stabilim un plafon zilnic, astfel încât prețul să reflecte cotațiile internaționale. Ori asta este ceea ce întotdeauna au dorit și experții și consumatorii. Se plângeau că, uite, în alte țări prețul la petrol sau la carburant scade pentru că și prețul la petrol scade. La noi nu se întâmplă așa. Cumva asta este ideea acestui proiect de lege pe care l-am înaintat. Noi nu puteam să știm. Nimeni nu poate să știe care vor fi evoluțiile la cotațiile internaționale. Da? Așa s-a întâmplat că în aceste două luni a avut loc cea mai mare majorare a cotațiilor internaționale de ultimele trei luni. Și chiar dacă era mecanismul precedent de plafonare, da? Până în august, prețul era să crească la fel, doar că nu era să crească câte 2-3 bani pe zi, da? Câte 50-60 de bani la fiecare două săptămâni sau la fiecare 10 zile în momentul în care companie sau importator aduce carburante. Și ca să fie foarte clar. Și el a fost un prim pas cumva să transparentizăm modul în care se formează acest preț plafon. Acum, proiectul nostru de lege, el nu se referă la formula de stabilire a prețului plafon. Deci noi propunem niște măsuri care să aducă concurență și eficiență pe piață. Da, pe termen mediu. Asta, în momentul în care ai mai multă concurență, asta ar putea să duce și la un preț mai corect. Desigur. Eu nici nu am spus atunci că... Eu am spus că asta se ducă la un preț mai corect. Eu am spus atunci că nu avem cum să știm care va fi prețul. Da? Și revin la proiectul de lege actual. Concurență și eficiență. Pe termen mediu,
duce la un preț corect pentru oameni. O să aibă, să aleagă, o să aibă multe modalități de alege. Și în paralel cu ceea ce va face ANRE-ul să publice acel clasament al stațiilor petroliere în funcție de prețul care produc la pompă, deja oamenii o să știe clar unde pot să aibă un preț mai bun. Ceea ce noi încercăm să facem este să încurajăm companiile să caute surse alternative de import și să existe o concurență reală pe piață și să fie diminuată influența acestor mari importatori care sunt integrați vertical. Dar să depindă foarte mult de la cotațiile internaționale, desigur. Da, și eu țin minte, adică nu personal dumneavoastră, dar poate colegii dumneavoastră au declarat înainte să fie introduse aceste modificări în luna august, că ANRE nu face corect, că ne așteptăm la regulă pe piață. Acum, în sfârșit, vom avea regulă pe piață? Nu știu ce la care declarații vă referiți. Noi, este important ca acest mecanism de preț plafon să existe în continuare, pentru că nu este regulă pe piață acum. Noi încă știm și cunoaștem că există companii, pentru că cumva problema asta nu se rezolvă în două luni. Noi, această lipsă de concurență reală și eficiență pe piață, ea este endemică, ea există de mult. Noi trebuie să mergem, să avem pași clari. Noi venim cu inițiative legislative care să duc mai mult concurență, cum ar fi acest proiect de lege, așa cum am spus și în august. Și de asemenea, în paralel, lucrăm la reformarea regulatorului, da? despre care a vorbit și colegul meu Alaiba. Să fie o instituție reală, puternică, reală, independentă, care să facă ordine pe piață. Și acea modificare în august, pe lângă faptul că a adus mai mult transparență în modul în care stabilesc prețurile, ea a evitat un colaps al vânzărilor, da? Pentru că nu mai exista, foarte multe stații nu exista posibilitatea de a cumpăra în grob. Și asta era o mare problemă. Deci regulă că nu este și mai urmează modificări? Sau deci, aceste modificări vor fi suficiente ca să aduceți regulă? Deci acest proiect de lege este un pas în direcția corectă. Dar este foarte important ca să existe acțiune și din partea regulatorului. Ori noi credem de asta și propunem această comasare și reformatare ca această instituție să fie mai puternică și să aibă mai multe abilități să facă ordine pe piață. Nu puteți să ne amăgim și spune că acum tot e bine și ideal. Evident că nu. Noi am venit la guvernare să facem regulă. Și da, asta nu durează 2-3 luni, dar există toată voința politică că acest lucru se întâmplă. Aceste măsuri pe care am vorbit azi trebuiau să se întâmple cu mult timp în urmă. Deci dacă ele erau în vigoare mai mult timp, nu exista acea problemă care avem azi cu o influență exagerată a anumitor operatori pe piață. Acest lucru trebuia să întâmple mult mai demult. Și asta noi facem. Și mai vreau să vă întreb despre ceea ce a declarat ieri domnul Ceban, Gălin Ceban, mm-hmm. pe Moldova Gaz. Deja a dat câteva detalii despre cum ar putea fi tariful nou după nou contract, ar putea fi 10 lei. În aceste condiții, reșim din faptul că sunteți vicepreședintele Comisiei Economiei, puteți să ne spuneți care ar putea fi modalități de compensare a acestor tarife pentru toți sau totuși o parte din oameni vor primi? Și ce proporție, adică care ar putea fi aceste modalități? Eu nu ar fi corect să dau detalii. Guvernul vine cu aceste măsuri. Ceea ce noi insistăm ca pe forum parlamentar este ca deci acele compensații să se refere nu doar la cel mai vulnerabil petrol, dar să ne asigurăm că și mediul de afaceri rămâne competitiv. Ori în momentul în care zicem, crește brusc tariful la gaz, se afectează și componenta costurilor pentru întreprinderi, pentru economie și este important să rezolvăm și această problemă. Desigur. Dar să vină guvernul cu detalii. Eu nu pot acum să mai expun pe acest. Cum se pare acest tarif de 10 lei? Este mare? Dar nu, deci că nu nimeni încă nu a anunțat tariful. Eu aș spune mai bine să așteptăm. Ar fi bine să așteptăm oficial să vină datele și apoi o să discutăm acest aspect. Acest tarif care există azi de 450 de dolari, da, pentru noiembrie, el este un pic mai mare decât era în 2012-2013, când s-a ajuns la 390. Atunci, din când înțeleg, tariful era 6 lei și ceva. Doar că am avut, deprecierea leului. Trebuie să vedem cum va argumenta Moldova Gaz nou tarif și cum va decide ANRE, dacă va accepta sau nu tarif. Și apoi, dacă ANRE va accepta tarif, atunci guvernul trebuie să vină
concret cu măsuri. Este prematur să vorbim despre compensații, pentru că nu știm concret cât, care este tariful propus de Moldova Gas și ce va decide ANRE-ul. Deci chiar nu putem să ne expunem. Deci dacă e mult sau puțin sau ar putea fi mai mic totuși pe 10 lei? Știți cum, chiar nu e corect să anticipăm, să speculăm anumite lucruri. Noi nu putem să, din calitatea noastră de legiuitor, nu putem să ghicim, da, în ou sau nu știu. Chiar nu e corect, nu ar fi corect să... Vreau să vă întreb așa o chestiune, dacă prin acest proiect de lege care vreți să-l propuneți, nu vedeți și un alt aspect, ați menționat că nu depinde de noi, în mare parte, creșterea prețului la carburanți, există plafuri, există conductori internaționale defavorabile, dar nu ați vedea, spre exemplu, încercarea de a vă lupta cu evaziunea fiscală aici, din partea petroliștilor. Iată, mă refer la acel raport al Consiliului Concurenței, pe care opinia publică îl așteaptă. Noi nu l-am văzut, adică n-am văzut efectele lui. Dumneavoastră propuneți amendarea legislației contravenționale și ridicați plafoanele de amenzi. Dar ele sunt destul de mici comparativ cu amenziile pe care urmează să le aplic Consiliul Concurenței, care e costit de 1%, 2% din valoarea afacerii. Deci, când o să aflăm noi rezultatele acestui raport, dacă companiile vor fi amendate petrolului, pentru că unii din ei au recunoscut că, într-adevăr, au fost înțelegeri de cartel. Și acolo vorbim despre sume foarte mari. Da, deci vă referiți la evaziune, da? Și vânzări la negru, iată o măsură pe care noi am anunțat-o astăzi, care ține de revânzare în gro, abordează parțial acest aspect, pentru că de multe ori anumiți agenți economici cumpără în gro produs petrolier și apoi le revând, la fel în gro, și nu este clar, există o teren necunoscut ce se întâmplă cu carburantul ăsta care se revândă în gro. Da? Și iată, parțial încercăm să rezolvăm problema asta. Acum ce spuneți dumneavoastră de legislația concurențială. Deci amenzile aplicate pentru încălcarea legislației concurențiale, da, abuz de poziție dominantă, într-adevăr, sunt foarte mari. Deci noi, când ne referim la majorarea de până la 10 ori amenzilor aplicate, ne referim la încălcări genul stabilești, de exemplu, un preț mai mare decât cel stabilit maxim de ANRE. Deci e o diferență. Noi am chemat Consiliul Concurenței în urmă la Comisia Economiei să ne explice cum e posibil ca acest raport încă să nu fie publicat. Noi le-am cerut să urgențeze lucrurile. Faptul că se are loc acum o reformare, reformatarea regulatorului, nu este o scuză pentru ei să nu vină cu rezultate. Și cerem și acum de la Consiliul Concurenței să ne anunțe care sunt rezultatele acestei investigații. Bun, noi le știm, dar ei trebuie să anunțe deja sancțiunile oficiale. Și noi facem apel și cerem Consiliul Concurenței să facă acest lucru și să nu întârzie anunțarea sancțiunilor oficiale. Da, dumneavoastră, cum vedeți în general acest concept de fuzionare a ANRE-ului Consiliul Concurenței? Nu vi se pare un concept defectuos, pentru că există un capitol... Dumneavoastră răspunde singur la întrebare. Nu, vreau să vă întreb opinia dumneavoastră, pentru că există un capitol foarte sensibil în Uniunea Europeană, se numește concurența, foarte multe state în procesul de preaderare nu prea l-au îndeplinit, pentru că el vizează foarte mari interese. Și iată, noi încercăm să comasăm Consiliul Concurenței cu ANRE-ul și să creăm nu știu ce structură care mai mulți experți sunt de părere că nu va avea eficiență și nu va da un randament. Sunt programe în derulare cu Consiliul Concurenței la ora actuală cu Uniunea Europeană de fortificare acestei instituții. Noi venim și comasăm cu un regulator. Vreau să am poziția dumneavoastră. Deci, problema este în responsabilitate și independență. De multe ori, ceea ce noi auzeam e că ANRE-ul spunea, da, nu, asta de asta îți ocupă Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței spunea, da, asta de asta se ocupă ANRE, dacă ne referim la piața petrolieră. Și atunci este important ca instituțiile să fie responsabile, să aibă această responsabilitate. Și asta e unul din motivele pentru care, bun, ca și deputat, susțin abordarea aceasta. De asemenea, noi trebuie să avem o instituție mai eficientă. Noi avem, de exemplu,
organele colegiale de conducere la ANRE, 5 oameni. Avem alți 5 oameni ca organ colegial de conducere la Consiliul de Concurență. Nu știu cu ce se ocupă oamenii ăștia. Da. Și noi toți putem să fim de acord că nu își fac treaba cel mai bine. Da. Și acum noi vrem să fim eficienți, să fim singur organ colegial. Da, sigur, funcțiile de supraveghere, funcțiile de concurență trebuie să fie separate, dar trebuie să existe o responsabilitate direct, inclusiv a directorului general și inclusiv a un organ colegial care să fie unul, dar să fie puternic. Da. De asta eu susțin această abordare. Acum opinii pot fi diferite. Noi suntem deschiși să aflăm mai multe opinii. Noi, chiar și colegul meu, Alaiba, a publicat ce era acel proiect de lege. Dar noi ne consultăm permanent cu experți și cu partenerii noștri europeni și ne asigurăm că avem o formulă de reformatare care să fie eficientă. Deci noi, de asemenea, prin proiectul ăsta introducem și prevederi prin care la Parlamentul se poate cere anumite criterii de performanță, rezultate de la această autoritate. Ori, în cadrul legislației actuale, asta se face mai greu. Da. Deci sunt mai multe prevederi care o să ajute, o să fie foarte utile pentru, credem noi, pentru consumatori. Și ultima întrebare, revenind la evaziunea fiscală, da. Dumneavoastră nu credeți că companiile petroliere la ora actuală, mă refer la mari monopoliști, încearcă cumva să-și facă business prin zone offshore? La ce mă refer? Iată, experții Uniunii Europene vorbesc despre implementarea unei legi. Asta ați pomenit. Privind la prețurile de transfer în domeniul carburanților. Această lege ar fi motiva exportatorii verticali integrați să-și transfere profiturile dintr-un lanț pe altul. Iar asta însemna că produsul petrolier adus în vană trebuie să aibă un preț corect și nu unul de natural. Nu vi se pare că produsul petrolier care intră în Republica Moldova, ele mai intră și printr-un onoșor, după care ajung în vamă la un preț exagerat și de aici se cer altfel. Da, deci noi, apropo acest subiect, l-am discutat și ieri cu colegii mei, să abordăm acest subiect și cel mai probabil venim la lectura de un amendament care să abordeze exact acest subiect, dar ceea ce vreau specific eu, că în actuala formulă de calcul a prețului de plafon, el este foarte rigid. În sens că există acel marjă comercială de 2,63 lei, există TVA, există accize, care sunt fixe. Unicul lucru care variază este această medie de 14 zile a cotațiilor plață. În cazul unei astfel de formule, problema pe care dumneavoastră spuneți, este, dar ea deja devine plan 2. Ei singuri trebuie cumva să găsească măsuri ca să se eficientizeze. Și atunci dacă ei, prin offshore sau prin alte mecanisme, umflă prețul, atunci tot ești singur și diminuează marja de profit. În momentul în care noi, când am spus că o să renunțăm la prețul plafon care ar trebui să întâmple peste un anumit timp, noi trebuie să ne asigurăm că astfel de chestii nu vor mai fi. Și vă asigur că această problemă o să fie abordată și o să vină și cu modificări legislative. Bine, prețul care vine a benzinii și motorinei la ora actuală în vamă este un preț real sau este un preț denaturat? Exagerat, pentru că el vine deja liceat acest preț și începem aici cu intent să aplicăm taxe, accizie, să vedem marja de profit. Eu mă refeream la faptul că el vine de la rafinării sau vin de mine, el vine deja liceat prețul ăsta. Deci era și este o problemă, dar în momentul în care tu ai un preț plafon și marja comercială este fixă, problema ea este, dar nu este într-atât de acut încât era, de exemplu, până la introducerea prețului plafon. Însă, în momentul în care se calculează această marjă comercială, da, asta ar putea fi o problemă și ar putea, poate, umfla anumite costuri, astfel ca marja comercială să crească. Dar ceea ce există acum în formulă este ceea ce anumit coeficient de eficientizare, pe care se aplică și atunci este un imbol pentru companii să-și eficientizeze costurile. Asta e ce pot să vă spun de prevederea dată. Dar sunt de acord, am discutat acest subiect și o să venim cu amendamente la lectura a doua. Și o precizare, vă rog, despre periodicitatea pentru plafonare. Da. Pentru că și directorul ANRE, domnul Crean Călmâric, și colegul dumneavoastră, domnul Vladimir Bolea, a declarat că există posibilitate ca să fie cumva schimbată periodicitatea pentru plafonare. Examinați această posibilitate de modificare a legii și cum credeți că dacă este benefică, e totuși mai rar să stabiliți acest lucru?
Știți cum, aici argumente pot fi multe. De exemplu, dacă acum o să înceapă să scadă prețul la petrol, ceea ce este cumva așteptat, estimările arată că începând cu ianuarie 2022 ar trebui să meargă în jos. Cumva, dacă noi acum modificăm o dată la două săptămâni, atunci companiile petrolele ar fi în câștig. Da? Cumva recunosc că discutăm acest subiect, ce ar fi mai bine. În cazul în care scad prețurile sau cotațiile, ar fi un dezavantaj pentru consumator acum să, să stabilești mai rar prețurile. Cumva este și încă o chestie. Întrebarea ce este mai dureros pentru consumator? Când crește prețul odată în săptămâni cu 70 de bani? Sau crește, când cresc cotațiile, crește cu 3-4 bani pe zi. Acum e o discuție deschisă. Da. Dar acum, în momentul actual, trebuie să vedem totuși care sunt evoluțiile pe piață. Pentru că în ultimele două săptămâni, exemplu, prețul s-a stabilizat totuși un pic, la motorină a scăzut un pic cu vreo 9 bani în ultimele zile și vrem să vedem care este tendința. Pentru că dacă tendința este în scădere, ar fi greșit să rărim această periodicitate. Dar e o discuție pe care o avem. Mersi mult. Succes. Zi bună.